Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a depus astăzi o plângere penală în legătură cu intervenția în forță a jandarmilor la protestul din 10 august din Piața Victoriei. Ungureanu a afirmat la intrarea în sediul parchetului general că a fost martor la reacția disproporționată a jandarmilor. Atacul jandarmilor a fost o combinație de ticăloșie, premeditare și incompetență. Cu acest telefon mobil eu am filmat scenele din zona muzeului Antipa. Acolo am fost gazat alături de colegii mei care strângeau semnături pentru campania fără penali. Eu am avut un astm bronșic în adolescență și efectele acestui gaz au fost foarte neplăcute pentru mine, de asta m-am deplasat în grabă alături de un prieten. Ce trebuie să înțelegem din această seară fatidică de 10 august? Nu aveau ce să caute jandarmi călare și jandarmi cu câini, care se manifestau ca niște câini de atac în mijlocul unei mulțimi din spatele oricărei zone de conflict. Muzeul Antipa, zona Girafe, este o zonă care pe tot timpul protestului a fost liniștită. Jandarmii călare și cei cu câini au venit să instige. Nu exista nicio justificare tactică, tehnică pentru prezența jandarmilor călare în acea zonă, a afirmat Emanuel Ungureanu. Deputatul USR mai spune că are probe video pentru tot ceea ce susține. Eu am venit cu probe video, nu cu impresii generale. Am filmat exact momentul în care jandarmii intră călare la rupere, la intimidare, într-o zonă în care se aflau copii, erau oameni pașnici, stăteau în zona din spatea pieței, departe de orice grup care ar fi putut să incite. Denunțul meu vizează mai multe instituții. Pe mine mă interesează să știm cine a fost în spatele acestui plan diabolic, pentru că acolo puteau să moară oameni. Pe mine mă interesează și sclavii. Jandarmii care s-au comportat ca niște sclavi sunt oameni de vârsta noastră. Nu pot să spună că vin din comunitate, că au trăit în frică. Nu au nicio justificare pentru modul violent în care au executat niște ordine demente. Jandarmii au alergat oameni pe străzile adiacente până la ora 1 noaptea, a mai susținut deputatul Ungureanu. Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală în REM pentru săvârșirea infracțiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu și neglijență în serviciu în legătură cu modul de intervenție al jandarmilor în timpul protestului din 10 august.